1 februarie 2022 este o dată pe care cu siguranță 21 de hunedoreni nu o vor uita niciodată. Aceștia au depus astăzi jurământul de credință față de patrie și au devenit ofițeri și subofițeri în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Hunedoara. Familia ISU Hunedoara de astăzi are 21 de noi membri. Sunt tineri care au ales să urmeze o carieră militară. Este un lucru extraordinar, sunt oameni care vin cu dorința de a lucra, cu dorința de a se dezvolta, de a-și îmbunătăți atât propriile capacități, cât și pentru a contribui alături de noi toți pentru o bună gestionare a situațiilor de urgență pe teritoriul județului Hunedoara. Le urăm bun venit în instituția noastră și sperăm să fie cât mai mult alături de noi și să contribuie și să crească prestigiul acestei instituții. Noii pompieri hunedoreni vor lucra în structurile suport din cadrul ISU Hunedoara, în compartimente extrem de importante. Sunt oameni care vin din diverse domenii, vin din domeniul financiar, vin din domeniul economic. Este această armă a pompierilor, este o armă cu un important prestigiu, este un loc de muncă sigur până la urmă și aș îndrăzni să spun că aici este un colectiv de oameni deschiși și de oameni empatici și cred că și-au dorit să facă parte din această echipă. Noi, colegi, în principal, în marea lor majoritate, vin pentru a completa posturile vacante de la nivelul structurilor din cadrul inspectoratului. Vorbim despre structuri suport, v-am spus, atât în domeniul financiar, cât și logistic, cât și al inspecției de prevenire, al informării și relațiilor publice, dar și pe partea operativă. Proaspetele cadre ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iancu de Hunedoara al județului Hunedoara sunt mândre de funcțiile pe care le ocupă începând de astăzi și își doresc să își facă datoria cât mai bine. Suntem cu toții fericiți, cred că majoritatea dintre noi și-au dorit să ajungă aici și astăzi, într-adevăr, am simțit cu adevărat că facem parte din echipa ISU Hunedoara. De ce cariera de pompier? Pentru că, în primul rând, impune respect și, poate că, în primul rând, ne dorim să servim patria. Familia pompierilor hunedoreni se va mări în curând, de această dată, în structurile operative sau în linia întâi, cum se spune, cu 84 de servanți care vor fi soldați profesioniști angajați pe bază de contract.